Această rubrică vă este oferită de Sanador. Funcționarea normală a sistemului cardiovascular al nou-născutului se evaluează încă din prima zi de viață. Astfel, sugarul poate fi tratat de eventualele modificări patologice la nivelul inimii. Care sunt pașii evaluării bebelușilor, ne spune domnul dr. Florin Ionescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Bucuria venirii pe lume a unui copil nu trebuie umbrită de posibile obstacole care apare. Iar necesitatea screening-ului bolii de inimă la copil și bebeluș este necesară și primordială prin ușurința, simplitatea și eficiența în prevenirea, identificarea și intervenția la timp, în evitarea posibilor complicații care apar. Cu toate că bolile de inimă la bebeluș și copil nu sunt foarte frecvente, 5-8 cazuri la 1000 de nașteri, ele implică o afectare a dezvoltării copilului, implicit a dinamicii în familie și o povară financiară pentru întreaga societate. Ce metode de diagnostic utilizați? Cea mai simplă, ușoară, este pulsoximetria. Fiind nedureroasă, se aplică un senzor pe mâna dreaptă și piciorușul, unul dintre piciorușele copilului, și astfel ne răspunde la cel mai clară întrebare: cât de oxigenat este sângele copilului, dacă ajunge sânge în tot corpul, și ne ajută să identificăm bolile critice cardiace la copil. A doua investigație, cea mai folosită și aproape orice adult a realizat-o, este electrocardiograma. Ne arată corelația dintre contracția inimii și relaxarea inimii și, de asemenea, putem depista bătăile premature, transmiterea imparțială a impulsului electric. Iar a treia, ecocardiografia, care este un examen cardinal în evaluarea bolii copilului. Când este mai exact indicată ecocardiografia? Pe lângă momentul în care instinctul părintelui aduce copilul la medicul cardiolog pediatru că simte că nu e ceva în regulă, apar și aceste sufluri depistate de medici neonatologi, medici pediatri, medici de familie, pentru care necesitatea este de evaluare în vederea identificării suflurilor patologice sau inocente. Ecocardiografia în sine este o metodă foarte simplă, ușoară, nedureroasă, prin care micuțul se relaxează cu părintele care îl ține de mână și noi putem să evaluăm cele patru camere ale inimii, defectele de structură, cum se corelează vasele mari care pleacă din inimă și, în același timp, situația valvelor în sine. Care sunt principalele semne de alarmă pentru care părinții ar trebui să se adreseze medicului? Sunt un susținător al instinctului părintelui. Orice părinte ar trebui să-și urmeze instinctul și, dacă simte că este ceva în regulă, să se adreseze medicul cardiolog pediatru. Printre ele aș numi oboseala în timpul subtului sau în timpul alăptării la biberon. Dacă are nevoie să facă întreruperi la fiecare 50 minute și să alăpteze la fiecare oră, este un semn cardinal. De asemenea, frecvența respiratorie foarte rapidă, transpirațiile în jurul capului, la copilul mai mare pierderile de conștiență și durerile de piept, în special care apar la efortul fizic. Care este rolul cardiologului pediatru? Rolul meu este să ascult părinții, să evaluez copilul și, în același timp, să depistez din timp bolile de inimă pentru a interveni la timp. Eu mă consider parte din această triadă, micuț, părinte și medic, care pentru mine este steaua călăuzitoare în evaluarea și cu diagnosticarea bolii de inimă la copil. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Și eu vă mulțumesc mult. La revedere! Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.